Benzină, tati. Nu cu el diesel. Am avut ăla vezi n-are el. Nu, W12 l-am avut. La un nou car vlog, eu sunt Gaju Chip și da, mă, fraților, uitați că am luat GTI-ul în sfârșit, l-am reparat. Băi, a durat un pic de timp, a durat un pic mai mult timp. De ce? Fiindcă am făcut foarte multe la mașină. Mașina asta, da, în principiu am luat o țeapă cu ea când am cumpărat-o. N-am știut câte probleme o să am la ea și ce are. Chiar dacă am venit cu ea pe roți de la Timișoara, mașina nu avea turbina, a trebuit să schimb turbina. Așa că după ce am reparat mașina, ghici ce? S-a rupt arborele cotit și pe lângă aia, da, a rupt pistonul, a spart chiuloasa. Deci noi am schimbat tot. Pistoane, chiuleoasă, turbo din nou. În afară de bloc motor am schimbat tot la mașină. Păi pe nu mă enervează asta așa cum s-o dau jos. Deci da, am schimbat tot la mașină. Acum trebuie să mergem să verificăm uleiul. Fiindcă mașina este în rodaj, deci mașina va trebui să fac 800 de kilometri cu ea până când să pot să-i dau un pic peste 2000 de ture. Eu acum nu am voie să fac prea mare lucru cu ea, numai să mă duc încet, să facem kilometri cu ea, ca motorul să se ardă, pistoanele să se forjeze, ca motorul să meargă. Nu avem voie să facem multe cu ea, așa că o să merge foarte încet. Din 800 de kilometri am făcut doar 76 și da, o să mergem încet cu ea până în 2000 de ture, motorul trebuie să se așeze înapoi, fie că am schimbat de la chiuloasă, la pistoane, la tot, cum am mai spus și nu mai spun încă o dată. Am băgat foarte mulți bani deja în mașina asta, am ajuns la aproape 6.000 și ceva de euro, deci peste 6.500 de euro. Am ajuns să zic că îmi pare rău că am cumpărat-o, mai bine mai strângeam bani și cumpăram direct una reparată, una să fie ok. Dar ce să zic, am vrut mașină de proiect, am vrut să cumpăr o mașină ieftină din banii pe care am făcut din YouTube și din reclamele astea pe care eu vi le pun vouă. Așa că da, tot ce fac din reclame eu îi bag în mașină, mai ales în mașina asta pe care eu îmi doresc să o dau cadou pe YouTube. Normal, dacă facem 1.000.000 de abonați, dar se pare că nu facem. Deci, nu știu ce să zic. Încă sunt sceptic cu chestia asta, dacă s-o dăm cadou sau nu. Mulți au zis ca s-o vând. Eu încă nu vreau s-o vând și dacă aș vinde, aș vrea s-o dau tot la un fan și pe bani puțini. Deci, dacă ești interesat de mașina asta și chiar vrei să mă convingi s-o vindem, scrie pe Instagram și hai că poate facem să fie bine. Dar nu știu, mie chiar îmi place mașinuța și n-aș vrea să mai investesc bani în ea, fiindcă deja am investit mulți bani în asta, n-aș vrea să bag bani în alta. Azul asta, deja am făcut tobe, deja am făcut motorul, am pus navigația cu touchscreen, avem climatronicul de Golf 6, avem bara spate de 32, avem tobele făcute care sunt mega loud, doar când bagi piciorul în ea. Deci după cum observați acum, mașina nu se aude, doar dacă chiar o accelerezi. Iau ce frumos face, bine, fluieratul ăla era de pe stradă. Mașina merge superb. Deci mașina merge superb, zici că e nouă. Singura problemă că nu m-am bucurat eu de ea. Da, nu m-am prea bucurat de ea, a fost foarte stresant. Pentru mine este o frustrare să stau în continuu să repar mașina și să nu mă bucur de ea. Ați văzut și cu Supra, din cauza că n-am geamuri la ea, nu ies cu ea și nu mă bucur de ea, fiindcă e cald. Uitați-vă și acum, mai sunt 33 de grade, eu am ieșit să completez uleiul și să încerc să fac un mini vlog. Din păcate, frate, e vară, nu avem ce face, vara suferim, iarna suferim, nici cum nu-i bine. Abia aștept să o duc la A-Team, să o softez, să văd cum merge cu 300 de cai. Bine, până acolo mai este un pic de timp, de ce? Mai avem încă foarte mulți kilometri de făcut și așa încet, n-ai unde să mergi cu ea, gen, dacă ești din Oradea sau dacă ești de lângă Oradea, spune-mi unde ești în comentariu, fiindcă dacă ești în județul Oradea, eu m-am gândit să vin până la tine. De ce? Trebuie să fac mulți kilometri și astăzi m-am dus și până la Margheta, mă duc și prin Oradea,
dar degeaba mașina asta, nu trebuie să stau la semafor cu ea, trebuie să mă plimb cu ea, să fie în sarcină, să meargă, ca ea se pună la punct să fie din nou o mașină ca lumea, noi să putem să mergem să o softăm, să-i punem și admisia, să scoată flame atât și după aceea să ne hotărâm ce facem cu ea. Ori o vindem, ori o dăm cadou, ori o ținem. Eu sunt un om de încredere, așa că ce am promis, așa o să fac. Mașina asta am cumpărat-o special pentru voi din banii de YouTube și din reclame. Deci da, după ce o reparăm, sper să-ți o dau ție cadou. Dar și până acolo mai este un pas lung, fiindcă lumea e puțin sceptică și văd că nu vine să dea follow, nu vine să dea subscribe și eu nu sunt aici de pomină. Așa că m-am hotărât să fac chestia asta doar la 1 milion de abonați sau 500.000 pe Instagram. De ce? Fiindcă și eu contez și decât să dau cu banii, cum au zis mulți, sau să pun viața în pericol la cineva, fiindcă voi ați zis, bă, nu da mașina, are prea mult sky. Pe mine nu mă interesează, eu vreau să dau mașina asta dacă chiar atingem targetul ăsta. Dacă nu, eu banii aia o să vând mașina și o să cumpăr altceva. Da? Știți că mie îmi plac mașinile, îmi plac proiectele, așa că în continuu eu investesc și fac să fie bine. Ce m-am gândit acum, am gândit să mergem să spălăm mașina, n-am spălat-o de o lună, așa că o să facem și niște cadre mișto, sper să vă placă videoclipul ăsta, dacă ești nou, mulțumesc că ești alături de mine, gen, ne vedem imediat! Băieți, uitați că am și fost să spălăm mașina un pic, n-a fost spălată de o lună de zile, să mă și vedeți mai bine. Și acum vom merge la service ca să completăm puțin uleiul. Cineva și ne mai reparat mașina a rupt cablul ăla, așa că e puțin mai complicat, deci trebuie să merg la un service ca să desfacem, să dezmembrăm sub capotă ca să pot să trag. Băi, frate, ce-a făcut ăla, incredibil ce fac oamenii pe șosea. Ia tăia calea la un motociclist. Și după aceea o să mergem acasă, o să edităm și o să punem vlogul, fiindcă o să iau un pic de pauză după vlogul ăsta. Am fost de link la Oradea și am filmat în fiecare zi, am editat în fiecare zi și a fost daily vlogs. Așa că o săptămână, poate și mai bine, voi lua un pic de pauză, ca voi să aveți timp să vedeți toate videoclipurile ce le-am pus eu până acum, fiindcă nu le-ați prea văzut. Am văzut după vizionări, mulți nu s-au uitat la ele. Încă nu scot fum după mine, deci asta e bine, înseamnă că motorul merge perfect, nu arde ulei degeaba. După cum știți, 2 litri de FSI papă foarte mult ulei, îi place foarte mult să mănânce ulei și la 1000 de kilometri e bine ca să tot completezi uleiul. Trebuie să mă duc înapoi la service să văd, am un braț care nu a fost prins bine. Oamenii s-au grăbit să-mi pună motorul înapoi și nu l-au prins bine, un pic bate, cred că se aude și pe filmare. Este foarte enervant când bagi atâția bani într-o mașină și nu e făcută ca lumea. Asta înseamnă să ții o mașină veche, deci nu am ce comenta.
trebuie să o repar și după ce o să o repar, o să mai vină și alte probleme, fiindcă asta e viața. După fiecare problemă, viața îți mai dă o problemă ca să treci și peste problema aia, după ce treci peste problema aia, o să mai dea o problemă ca să mai ai o problemă peste care să treci. Da, nu-i bai, asta e viața, după ce trece peste una, vine alta și ce nu ne doboară ne face mai puternici. Da. Mi-e place foarte mult mașinuța, îmi place că e de SG, îmi place că e de oraș, e micuță, poți să o parchezi oriunde. Nu e așa stresant ca și șeptarul. Cu șeptarul, dacă mă duc la firmă sau la sală sau la bancă sau unde am treabă, de multe ori nu pot să o las în siguranță undeva, fiindcă e mare, încurc circulația sau vine cineva și mă înjură: bă, dai seara, așa te-ai figurat! Așa că am hotărât să iau mașinuța asta, să ne dăm cu ea, să fie practică în oraș. N-am crezut că să-mi placă Golf atât de mult. Eu am fost obișnuit cu Volkswagen. Mașina mea pe care am modificat-o cel mai mult a fost un Touareg, așa că Touareg a mers foarte bine. Deci după Touareg a trebuit neapărat să iau și GT-ul după mulți ani. Hai să vedem dacă reușim să deschidem capota și după aia mai povestim un pic. Foarte bine, am verificat uleiul este perfect, deci nu mănâncă ulei, este tot acolo. Singura chestie ce mi-au zis la service este că când s-a distrus motorul din cauza turbinei și tot a fost, tot uleiul a aruncat pe tobe și după aia scoate un pic de fum alb, adică îl prăjește, că el acum arunca afară tot ce era murdar și tot ce era nasol în motor, de la acum arde tot și reface sistemul mașinii. Eu un pic am fost paranoic, nu i-am dat în gură și nici nu-i dau mai mult de 2000 de ture, nu mă duc cu ea, fiindcă trebuie să facem rodajul cât mai bine. Și da, așa este, chiar va scoate fum încă poate vreo 500 de kilometri până când motorul se așează. Deci cuvântul cel mai perfect este să se așeze și să înceapă motorul să funcționeze în parametri normali. Deci da, abia aștept să funcționeze mașina, să duc la Revo, să o softăm, să ne bucurăm de ea așa cum trebuie, fiindcă ne-am cumpărat mașina să ne distrăm. Da, măi fraților, uitați că ne-am plimbat cu mașina, am făcut câteva ture și într-adevăr mașina merge bine, uleiul este la locul lui, este cât trebuie. Eu am fost Gaju Kid, nu uitați să te abonezi, să dai un like dacă ți-a plăcut acest vlog. Dacă ești nou pe aici cu noi, mulțumesc că ești în echipa noastră, bine ai venit în familia asta. Și da, pe Gaju Kid Garage o să vezi mereu doar vloguri de calitate și nu cantitate. Chiar dacă săptămâna asta am făcut daily vlog, fiindcă a fost The Link la Oradea, eu îmi păstrez calitatea și a susut, încet, încet învăț să devin tot mai bun pentru voi, să vă mulțumesc, să fac să vă simțiți bine alături de mine. Și da, eu împărtășesc viața mea, nu vă dau sfaturi despre mașini, gen cât cai are, ce face. Eu nu sunt gen om ăla de om care să testez plictisitor. Eu vreau să distrug o mașină, să văd ce știe să facă. Și de aia fac vloguri doar de distracții și de caterincă, fiindcă nu este un canal de testat, este un canal de viața mea personală și eu vă prezint vouă viața lui Gaju Kid. Așa că eu am fost Gaju Kid, nu uitați să te abonezi. Mulțumesc că ești aici și ne vedem pe data viitoare. Deci te salut, pa pa. Asta-i treaba fiind făcută. Să nu uiți să lași un comentariu jos dacă îți mai dorești mașina asta. Fiindcă da, dacă facem 1 milion și chiar ne strângem 1 milion, eu ți-o dau ție. Dă-i tare în difuzoare, Gaju Kid multe motoare. Hai să mergem la plimbare, asta-i treaba fiind făcută. Dă-i tare în difuzoare, Gaju Kid multe motoare. Hai să mergem la plimbare, yeah.